Salutare tuturor! Astăzi vreau să fac un vlog atipic pentru că voi avea o provocare, aceea de a testa o mașină. Este vorba de Kia Exceed. Este o mașină pe care am văzut-o și am remarcat-o de foarte multe ori în oraș. De ce mi-a plăcut această mașină? Pentru că are un design foarte frumos, european. Chiar dacă este o mașină asiatică, partea din față este chiar impresionantă. Este un design european. Pentru o mașină asiatică îi stă foarte bine. Știm că Kia vine cu tot felul de recomandări și tehnologii, se adaptează mereu. Pe această cale le mulțumesc și celor de la Kia Sibiu, care sunt în Schellenberg, pe strada Sibiului numărul 60, care mi-a oferit această mașină pentru un video test drive. Ceea ce mi-a sărit în evidență tot timpul la o mașină Kia Exceed este partea din față. Avem grila Tiger, care o recunoaștem pentru mașinile europene, și farurile cu foarte multe curbe. Aici avem faruri și semnalizarea toată LED. Mașina are 7 ani garanție sau 150.000 de kilometri. Cum am mai spus, cei de la Kia se adaptează foarte repede și evoluează foarte mult pe partea de tehnologie, dar mai ales pe design. Designul din spate al mașinii Kia Exceed este de asemenea foarte reușit. Îmi place foarte mult aerodinamica a suprafeții de evacuare. De asemenea, stopurile au un design foarte reușit. Sunt stopuri cu LED, au continuare pe aripa din spate. Haideți să vă și arăt. Portbagajul este de asemenea destul de mare, destul de încăpător. Ce îmi place mie la o mașină este să aibă roată de rezervă. Ce am mai remarcat la acest portbagaj este acest încărcător de 12V. Putem pune o ladă frigorifică vara, dacă mergem cu cortul sau vrem să punem ceva la rece, se pretează foarte bine. De asemenea, bancheta din spate se poate rabata, iar dacă dorim un portbagaj mult mai mare, putem face acest lucru și ne ajută să transportăm lucruri mai mari și mult mai ușor. Este o concurență foarte mare în rândul crossover-urilor. Această mașină este crossover, vedem garda foarte generoasă la sol. Gențile acestei mașini, vedem, sunt de 18, sunt foarte riguroase și în același timp foarte frumoase. Cam atât despre exteriorul acestei mașini, haideți să vedem ce poate, dar nu înainte de a vedea cum arată ea în interior. În interiorul mașinii mă simt foarte confortabil, scaunele sunt proiectate astfel încât șoferul să aibă foarte mult control și foarte multă vizibilitate. Pot spune că dimensiunile volanului sunt perfecte, avem noul logo de la Kia. În partea stângă avem butoanele pentru volum, pentru schimbare posturi și pentru respingere sau acceptare apeluri. De asemenea, avem butonul pentru comenzi vocale și ce îmi place foarte mult la această mașină este că dacă avem iPhone și ținem acest buton apăsat, atunci ne putem conecta la Siri. Cu ajutorul butoanelor din dreapta putem să vedem anumite informații despre consum, despre asistența tehnică a mașinii. Dacă vorbim despre consum, avem afișat un consum de 7%, reprezintă un consum mixt, am fost atât în zona urbană cât și în exteriorul orașului. Ce îmi place foarte mult la această mașină este că avem consola centrală și ecranul din fața șoferului. Pe acest ecran putem să vedem foarte multe informații, pe lângă consum, distanțe și așa mai departe. Avem acces la informații care țin de partea tehnică și de conducere asistată. Contrastul este foarte bun, grafica este foarte bună. De asemenea, dimensiunile volanului sunt perfecte, cred că am mai spus asta. Mă simt foarte confortabil în scaun. Cam atât despre locul șoferului, să trecem la consola centrală. Are o rezoluție foarte impresionantă, ecran de 18 inci. Ce m-a atras foarte mult este Quiet Mode, pentru că eu sunt pasionat de muzică, iar în momentul în care ascult muzică în mașină, iar ceilalți pasageri nu vor să asculte sau dorm, eu pot modifica cu această funcție Quiet Mode să fie volumul limitat în spate, iar în față să se audă mai tare. Vreau să vă mai arăt și modul valet, pentru că se pot configura mai multe conturi, de exemplu șofer 1, șofer 2, iar în momentul în care se urcă altcineva la volan, poate să-și configureze la rândul lui personalizat ce fel de opțiuni își dorește. Dacă vorbim despre conectivitate, cei cu iPhone se pot conecta prin Apple Car, iar cei care au Android pot avea acces la funcții dacă folosesc acest cablu USB sau doar audio prin Bluetooth. De asemenea, ce vreau să menționez este că dacă ne conectăm la USB, putem să avem acces la diferite aplicații pe care noi le avem pe telefon, YouTube,
Waze, Google Maps și așa mai departe, iar cei cu Apple Car pot face direct prin intermediul Bluetooth. Dacă nu folosiți telefon mobil ca să utilizați Google Maps, Waze sau ce aplicații doriți dumneavoastră pentru navigare, cei de la Kia vin cu un sistem de navigație și cu propriile hărți. Dacă este să vorbim despre sunet, cei de la Kia nu au făcut rabat de calitate nici aici, au pus un sistem JPL pe mașină, iar sunetul poate fi configurat foarte ușor în meniul sunet din consola centrală. Sub consola centrală avem funcțiile pentru climă și climatronic, putem seta pentru noi ca șofer, dar și pentru pasager. Ce mai îmi place la această mașină este încălzirea în volan. Avem și încălzirea în scaun pentru șofer și pentru pasager. La partea de conectivitate și încărcare avem o priză de 12V, un încărcător USB și un încărcător USB-C. Cu această mufă USB putem conecta telefonul la consola centrală. Mai sus avem, ceea ce mi se pare impresionant, o încărcare wireless pentru telefonul nostru. Dacă îl punem aici, el se va încărca automat. Această versiune este cu cutie automată, este un motor de 1.5 benzină cu 160 de cai putere. Place foarte mult ornamentul și materialul din care este făcut. Avem și suport de pahare, iar un loc de depozitare sub cotieră. Pe lângă aceasta avem în stânga butoane pentru camera video în spate, parcare asistată, start-stop, dacă vrem să oprim funcția de start-stop, iar dacă vrem să trecem din modul normal în modul sport, apăsăm butonul acesta. Cam atât despre dotări, hai să vedem ce poate această mașină, cum se comportă la condus. Din exteriorul mașinii mă așteptam să fie mai puțin spațiu pentru șofer, dar văd că este destul de spațioasă, am loc să mă desfășor, să zic așa, și nu este nevoie să dau foarte mult scaun în spate. Suntem în drum spre Păltiniș, vrem să vedem ce poate această mașină. Trecem prin Rășinari, iar dacă tot suntem aici, nu putem trece fără să cumpărăm niște brânză tradițională, făcută chiar de ciobanii din mărginimea Sibiului. Să rămână, ce faceți? Ne dați și nouă brânză bună, tradițională. Aveți și cașcaval, perfect, aș vrea un cașcaval afumat. Da. Cum vă numiți? Paraschiva. Doamna Paraschiva. Bună, Fino. Doamne ajută! În Rășinari, în drum spre Păltiniș, dacă doriți un cașcaval afumat tradițional, la 351 numărul casei, o găsiți pe doamna Paraschiva. Vă mulțumesc mult și numai bine! La revedere! De când m-am urcat în mașină, am vrut să testez această conducere asistată. În momentul în care ne apropiem de mijlocul drumului, iar banda este continuă, cumva te redirecționează volanul către interiorul benzii, nu te lasă să treci de mijlocul drumului. Este un motor 1.5 benzină, 160 de cai. Este silențioasă. Ceea ce am observat până acum a fost că stă foarte bine în curbe. Nu mă așteptam pentru un crossover. Ce vreau să fac acum este să trec pe modul sport. Să vedem cum se prezintă mașina. Este foarte agilă, e și ușoară mașina. Chiar îți dă o senzație așa de mașină sport, de rapiditate, agresivitate. Chiar dacă este un crossover, se pretează foarte bine ca o mașină sport, dar în același timp are tot confortul pentru o mașină de familie. Cam atât pentru astăzi. Le mulțumim celor de la Kia Motors Sibiu că mi-au oferit această mașină pentru un video test drive. Despre această mașină pot spune că este un crossover reușit. Are foarte multe elemente de design sport, dar în același timp pune mult accent pe siguranța și confortul șoferului. Dacă v-a plăcut acest video și ce am prezentat despre această mașină, cei de la Kia Motors Sibiu vă așteaptă la un test drive, vă puteți programa. Iar până data viitoare, să ne revedem cu bine!